cam de 20 de probleme locale pe care le-am identificat. Știu că n-ar fi productiv să le vorbim pe toate acum, de asta vom ține conferință de presă săptămânal. N-ar fi productiv pentru că nu știu cât de bine s-ar reflecta. Un an de zile am așteptat ca cei care au venit la conducerea botoșanilor să învețe. Un an de zile au avut circumstanțe atenuate, nu știu, o să învețe și lucrurile o să meargă, am crezut că o spre binele botoșanenilor, bine. Am constatat foarte, foarte multe deficiențe. Dacă vă aduceți aminte, am spus că la un an de guvernare USR la Botoșani, vom scoate o carte neagră a guvernării USL la Botoșani, iar la nivel de municipiu a guvernării PSD, că de fapt vorbim despre guvernarea PSD. Există acest lucru și destul de consistent, pentru că am avut ce să scriem. Marea noastră problemă este că n-am găsit bani publici să tipărim, cum a făcut domnul primar, un raport de activitate după un an de zile, în care, să mă ierte Dumnezeu, nu știu ce putea să scrie că am făptuit în Botoșani. Timp de aproape de 8 ani de zile când am fost la primăria Botoșani, n-am cheltuit bani publici pe așa ceva. Nici atunci când la început, poate n-am avut nicio mare lucru ce spune, dar nu i-am cheltuit nici atunci când am avut ce spune. Vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în Botoșani. Să cheltuim jumătate de miliard pentru nu știu cât o fi. Pentru că văd că totul este secret la primăria Botoșani. Iar undeva pe aici se vorbește de transparența primăriei Botoșani. Deci să cheltuim niște bani pentru a nu spune nimic concret că s-a întâmplat în Botoșani pe gândirea, pe managementul, știu eu, pe planificarea celor de la conducerea actuală a primăriei, mi se pare o ofensă adusă botoșenilor. Spicuind un pic acest raport, o să mă refer decât la un subiect care este de actualitate maximă în zilele astea în România și care a fost întotdeauna de actualitate maximă. O să fac o mică trimitere la partea legislativă, unde există două legi, valabile amândouă, care se bat cap în cap. Vorbim de Ordonanța de Guvern 155/2001, aprobată prin legea 227/2002, care reglementează clar ce se întâmplă cu câinii comunitari în localități și este și logică. Am mai explicat lucrul ăsta undeva în 2011. Și o să vă spun de ce este logică această ordonanță aprobată prin lege. Timp de 7 zile se permite iubitorilor de animale. După ce sunt capturați de municipalitate, să preia, să infieze, să-i adopte. După aia, pentru a evita aglomerația, legea spune că se eutanasiază. Eutanasierea nu înseamnă ai da cu bâta în cap sau ai tăia gâtul. Eutanasierea se face în condiții specificate clar de lege. Și mai există o lege din 2008, sau legea din 2005, amendată în 2008 de domnul Marinescu, vă știți pe domnul Marinescu așa, care spune pe undeva că se interzice eutanasierea. Am văzut în zilele de azi o întreagă polemică pe această temă. Brusc, parlamentarii USL și-au adus aminte că există această lege și că autoritățile locale trebuiau să ia măsuri. Lucru spus atât de domnul Bogdan Ciucă, care spune, doamne, există ordonanța 155. De ce nu s-au aplicat aceste măsuri? Brun și-a adus aminte toată lumea de această lege și spune că primarul general al Capitalii este pasibil de pedeapsă de până la 10 ani închisoare. Pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, o catastrofă, o nenorocire. Până și domnul prim-ministru Ponta, care este și prim-ministru și parlamentar, gândește ca prim-ministru într-un fel, ca parlamentar în alt fel, știți problema cu Roșia Montana, spune și nu există legi. De ce nu s-a aplicat?
Vreau să vă aduc aminte că în anul 2011 s-a adoptat o lege care trebuia să pună cap la cap, o altă lege care trebuia să pună cap la cap cele două legi care existau. O lege foarte clară și pe care noi am dezbătut-o la vremea actuală, atât la primăria Botoșani când veneați în audiențe, care regla problema și spunea în felul următor. Comunitățile locale sunt cele care decid prin referendum ce se va întâmpla cu câinii comunitari. Dar pentru că era o temă foarte frumoasă și importantă de campanie electorală, pentru că opoziția trebuia să aibă motive de a spune ceva, această lege a fost blocată de parlamentarii USR la Curtea Constituțională și nici în momentul de față nu este pusă în aplicare. Pentru a vă aduce aminte, pentru că noi am împânzit și atunci am spus, eliberează-ți orașul, decide soarta câinilor fără stăpâni. O să vă dau astea. Pentru că ne-au mai rămas. Eu am păstrat o parte din ele. Noi trebuia să decidem la Botoșani, cei de la București la București, aia la Constanța, ce facem? Și aveam patru variante. Păstrarea câinilor la adăposturi, returnarea lor în teritoriu, adoptarea câinilor comunitari sau eutanasiere. Erau patru variante stabilite de legea din 2011. În anul 2011, când eu zic că treburile în Botoșani, din multe puncte de vedere, funcționau. Botoșaniu era beneficiar unor proiecte importante. Se făceau străzi, se făceau parcări. Opoziția și-a găsit un prieten nesperat în asociațiile iubitoare de animale. Și am avut scandalul din mai. Păi, fluturi au făcut parcări, au făcut străzi, eu știu ce au mai făcut pe acolo, sală de sport, stadion. Dar o problemă. Câinii. S-a întâmplat la padocul din Botoșani. A fost o întreagă isterie. Lucru care a blocat, în momentul ăla, programul nostru normal de gestionare acestei probleme. Și haideți să ne aducem aminte cum arăta 2011. Ce mulți o să spună că erau? Mai existau, erau. Dar eram într-un program coerent. Beneficiind și de un suport legal. Și ne-am găsit aliați să dăm în conducerea de atunci a primăriei și respectiv în PDL. Nu vreau să vă spun că și în ziua de astăzi suntem în diverse procese, cei din primărie care am gestionat acest lucru, eu nu în mod direct, dar sunt și eu acolo tărât, sunt trei procese succesive, scoatere din suburbărie penală, iar trebuie să în judecată și în momentul de față se întâmplă acest lucru, în condițiile în care, dacă nu se ia o atitudine tranșantă, fermă și clară, pe care eu am spus-o și atunci, trebuie să ajungem la momentul T0. Să nu mai avem câini pe stradă. Ăia care sunt sănătoși, frumoși și buni, care nu sunt adoptați de nu știu ce persoane sau de organizații, să-i cazăm în paddock. Și din momentul ăla putem să vorbim de un oraș normal. Cu câinii cei mai buni în paddock și fără câini pe stradă. Lucru care, din păcate, nu s-a întâmplat în 2012. Și vreau să vă mai spun un lucru. În 2012, în bugetul de venituri și cheltuieli a primăriei municipiului Botoșani, buget aprobat, firesc, în luna februarie a anului 2012, erau bani prinși în buget pentru paddock. Pentru un nou paddock. Am spus, bun, avem un paddock mic, hai să facem un nou paddock. A trecut anul 2012, nu s-a întâmplat nimic. A venit anul 2013 și undeva, probabil, în luna octombrie, vom avea acel padoc nou, despre care trebuia făcut în 2012. În condițiile în care domnul primar a spus că într-un an de zile rezolvă această problemă. Nu știu cum. O să scoresc, știam că bate câmpii. Știam chiar că bate câmpii. Dar măcar să fi văzut că are această dorință. Și vă întreb pe dumneavoastră, o să întreb pe toată lumea, ce se întâmpla dacă evenimentul nefericit se întâmpla la Botoșani? Dar vă mai spun un lucru. Se poate întâmpla la Botoșani și în această secundă, și mâine, și poi mâine, și peste o săptămână, și peste 5 luni, și peste un an. Pentru că nu vor rezolva problema. Vorbesc un pic de duplicitate. Vorbea domnul primar în planul pentru Botoșani, de rușine a bătut asupra Botoșanului pe măsurile
luate de echipa Ludor Gheorghiță vis-a-vis de câine comunitari. Urșine. Eu mi-am cerut scuze atunci și am spus că am muncit prea mult ca să aruncăm o pată asupra orașului prin evenimentul de la padocuri, dar care a avut o acoperire absolut și totală. Nepăsarea în toată această perioadă, eu nu o să-i cer demisia. Cum a spus eu că în 12 luni, într-un an, își dă demisia dacă nu o rezolvă. Pentru că știam că nu o să o rezolvă. Cum știam foarte multe lucruri că nu le poate rezolva. Vezi, știu eu, locurile de muncă sau locuințele. Pentru că nu s-a întâmplat nimic. Nimic. Nici într-un domeniu. Chiar dacă aici scrie că s-au întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic. Nici cu locurile de muncă, nici cu locuințele. De aceea asumez conducerea primăriei. Eu vorbesc acum. Și nu numai a primăriei Botoșani. Și a primăriei Dorocăși, a tuturor celorlalte primării. Pentru că, ați văzut, parlamentarii sunt cei care blochează legi, iar răspunzători ca întotdeauna acarii pe unii, primarii. Sunt convins că l-am văzut pe un domn Ciorbea care spunea o luăm în cadrul câinele pe băiețelor la Dumnezeu să-l odihnească, devine Băsescu. Sunt convins dacă se va întâmpla la Botoșani o chestie de asta, devine fluturi, cum sunt un fluturi de vină pentru tot ce s-a întâmplat la Botoșani. Devine fluturi. Atacul oricum este la fluturi. Și o să trec la un atac de același gen în ceea ce privește centrul vechi. 2011-2012, opoziția puternică își căuta aliați. Am găsit aliați în Ador și am găsit aliați mulți, sau au găsit atunci aliați mulți, împotriva politicii duse de fluturi la primăria Botoșani, în ceea ce privește centrul vechi. Centrul vechi care a fost reabilitat pentru a nu cădea. Și am spus asta de multe, foarte, foarte multe ori. Centrul vechi se dărâma. Investițiile din centrul vechi au fost în infrastructură, în primul rând, și nu în locuințe. O întreagă isterie a fost și pe această temă. Am reabilitat centrul vechi și acolo sunt romii care nu ne lasă să nu știu ce să facem. Am adoptat și acolo o hotărâre de Consiliu prin care am spus, dăm locuințele, două treimi din acele locuințe, le facem locuințe de serviciu și le dăm celor care lucrează în instituțiile din subordinea primăriei, o treime din necesitate, pentru că chiar nu mai aveam un instituțiu. Știți cine a intrat în treimea aia din necesitate? Romi. Pentru că repartiția a făcut-o actuala conducere a primăriei. Centrul vechi nu este utilizat așa cum trebuie. El trebuie revigorat prin acțiuni. Aud asta în fiecare zi. Am auzit timp de câteva luni că sunt zeci de investitori care își doresc restaurante grecești, spanioli, pescării, să dezvolte centrul vechi, să revigoreze centrul vechi. Asta este măsura pe care o găsise primăria în toamna anului trecut, în iarna anului ăsta, chiar și în primăvara anului ăsta. N-a venit nimeni. Vinovat cine? Mai era un acar pe unde serviciul la primărie, viceprimarul Iliuță, care a plecat și, normal, locativa. Nu spune locativa. Când spune locativa, de fapt, vinovat este flutul. Dar vreau să vă spun că este pentru prima dată din 1998 încoace, când primăria și-a asumat prin hotărâre de Consiliu să organizeze ea licitații pentru centrul vechi. Sunt două hotărâri succesive și amendate. N-au mai lăsat la locativă, pentru că n-au avut încredere. Și au spus, luăm de la locativă organizarea de licitații pentru centrul vechi și organizăm noi. După eșecul colosal, au venit două firme, au plecat și alea, că nu s-au înțeles dacă dărâm un perete sau nu, vinovatul de serviciu a fost fluturi. Locativa. Și fluturi. Și atunci iarăși mă întreb. Un an de zile n-am spus nimic. Dar vorbim despre duplicitate și vorbim despre minciună sfruntată de data asta. Dacă vroiam să gestionăm centrul vechi într-un anume mod, să ducem manifestări acolo,
Trebuia să facem toate manifestările în centrul vechi. Nu s-a putut. Pentru că era o înțelegere clară cu niște domni care au câștigat bani frumoși anul ăsta pe Festivalul Verii. După ce Consiliul Local ia o hotărâre să țină Festivalul Verii în centrul vechi. De ce? Mergem pe logic. Ca să revitalizăm centrul vechi, așa. Spune, domnule, s-au unit niște oameni acolo în Consiliul Local și cele mai importante hotărâri pentru botoșeneni sunt blocate de o alianță de aia pe sub mână făcută de PDL și PNL. Păi asta era o decizie importantă pentru municipiul Botoșani? Unde se ține Summerfest-ul? Nu. Era importantă numai pentru cei care își doreau să organizeze Summerfest-ul pe pietonalul Unirii, zona de agentă din bulevard și să pună tiribombele în parcarea de lângă tribunal. Pentru că aveam o înțelegere să câștige niște bani. Anul trecut n-am intervenit foarte mult să-i întreb. Și au fost foarte multe lucruri vis-a-vis de transparență, că nu vi s-a spus ce s-a întâmplat la Festivalul Verii. Și au fost întrebați. Dom'le, câți au fost? Cum e cu banii? Ce se întâmplă cu banii? Răspunsul în doi feri. Să vedem ce o să răspundă totuși anul ăsta. Schimbăm hotărârea din Consiliul Local, mutăm din centrul vechi, lasă-i pe aia din centrul vechi să vândă de 100 de lei pe zi, aia sunt fericiți care vând de 100 de lei pe zi, și îl mutăm undeva pe Unirii. Și spunem cu nonșalanță că suprafața pusă la dispoziție a fost de 2000 de metri pătrați. Când au fost întrebați, nu, n-au prezentat nici. Păi 2000 de metri pătrați, dacă o socotim, este de unde a fost primul trenuleț aici, lângă fața primăriei, și până undeva pe la mijlocul pietonalului. Mai puneți încă pe atâta, până în zona de spectacol, mai punem dreapta și stânga pe bulevard și o să iasă vreo 8000 de metri pătrați. Mai punem și unde a fost ghiujul, parcarea, și o să iasă vreo 10000 de metri pătrați. Dar cu mare dragoste am dat la o firmă care nu știu cum a fost selectată. Dăm 10000 de metri pătrați. Spunem cetățenilor din Botoșani că eu, și așa nu se pricep, că am dat numai 2000 de metri pătrați. Cu 1,35 leu pe zi. Nu, cu 1,35 măcar nu specifică dacă pe zi. Facem o mulțime simplă. 2000 ori 1,35 înseamnă 2700 de lei. Vine o firmă. Aceeași ca și anul trecut, în spate cu vestiții domni care fac consultanță și îi spun domnului primar exact ce să spună și când să spună un lucru. Plătesc 2700 de lei. Și își permis să închireze numai 40 de metri din aia 10.000 pe 2500 de lei. Atunci întrebarea mea este, suntem, trăim într-un oraș normal? Mai ales ținând cont de faptul că până în anul 2010, niciodată, dar niciodată, pentru Festivalul Verii, nu s-au strâns sponsorizări. Acum s-au adunat cei mai mulți bani din sponsorizări, din care s-au plătit formațiile, scena, și nu știu mai ce. Niciodată nu s-au strâns bani din sponsorizări. S-au strâns bani din sponsorizări pentru Revelion, pentru că atunci nimeni nu era avantajat și nu putea să vândă, și pentru zilele orașului când sunt manifestări mult mai complexe. Iar în contractul pe care îl face firma Fantomă de la București, apare că asigură ei apa, nu, o pus în municipalitatea, curentul, nu, l-a pus municipalitatea și l-a plătit. Salubrizarea, nu, l-a făcut Urban Servo și l-a plătit. Paza și culmea tupeului și artiștii, care sunt plătiți tot de primărie. Avem declarații că sunt plătiți de primărie.